Mulțumesc pentru privilegiul de a vorbi în această amiază, după amiază, din Cuvântul lui Dumnezeu la nunta voastră. Știu că ați fi putut să puneți pe altcineva. Eu încă tremur de la condusul până aici. Așa că să-mi scuzați poate unele nepotriviri în limbaj. Îmi vine rândul să vorbesc mai mult pentru surori și pentru Ariana. Și bineînțeles îmi face o deosebită plăcere. Trebuie să vorbesc despre supunere din textul acesta, însă chiar anul care a trecut, prin coincidență, noi am studiat cartea Efeseni și porunca aceasta dată soției de a se supune și porunca dată soțului de a iubi sunt legate de câteva imperative care încep cu versetul 15 și foarte rapid aș vrea să ne uităm la ele. Spune Scriptura în versetul 15, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Prima valoare pe care trebuie să o aveți în căsătoria voastră, amândoi, este înțelepciunea. Și vedeți că înțelepciunea este dezlegată de porunca aceasta de a înțelege voia lui Dumnezeu. Zice, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Pentru că sunt mulți oameni care cunosc voia lui Dumnezeu, dar nu sunt înțelepți. Sunt un fel de mitraliere din astea de versete. Știu să spun o grămadă de lucruri pentru absolut orice, dar n-au înțelepciune. Nu au, cu alte cuvinte, minte în cap. Știu Biblie, dar nu au minte în cap. De aceea, vedeți, Biblia leagă aceste două valori, înțelepciunea de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este a doua valoare. În versetul 17, nu fiți nepricepuți sau neînțelepți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Ca o căsătorie să poată să prospere, să fie îmbogățită din toate punctele de vedere, trebuie să fie această valoare a înțelepciunii, trebuie să fie valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Din păcate, există foarte puține familii astăzi în care cuvântul lui Dumnezeu are prioritate. Sunt tot mai puține familii care se întâlnesc în fața cuvântului lui Dumnezeu ca să vadă ce are Dumnezeu de spus pentru viața lor. Dumnezeu să vă ajute să iubiți cuvântul lui. Amin. Și este a treia valoare. Mie îmi place valoarea asta, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plin de Duh. Și este foarte interesant că această plinătate a Duhului este legată de versetul 17, unde spune că trebuie să fii preocupat de cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu trebuie să existe niciun fel de tensiune între preocuparea pentru cuvântul lui Dumnezeu și preocuparea pentru plinătatea Duhului Sfânt. A existat așa, nespus în tradiția baptistă, noi suntem cu cuvântul, alții umblă după Duhul Sfânt. Asta este o mare absurditate. Aș spune că e aproape o erezie. Nu există așa ceva. Duhul lui Dumnezeu este acela care binecuvântează atunci când oamenii au preocupare pentru cuvântul lui Dumnezeu. Eu am fost în viața mea scurtă, în experiența mea scurtă de slujitor în tot felul de, nu prea pot să le spun biserici, dar să le spunem biserici, în care oamenii s-au rugat pentru tot felul de experiențe, s-au rugat pentru putere și sunt unii care sunt foarte înflăcărați. Putere, Doamne, vrem putere, putere. Și mai trage câte unul ăsta de mânică. Pentru ce? El nu știe sărmanul, el vrea putere, dar nu știe sărmanul pentru ce. Plinătatea aceasta Duhului Sfânt este oferită oamenilor care au o preocupare sinceră pentru cuvântul lui Dumnezeu. Adică eu stau în fața cuvântului lui Dumnezeu, vreau să trăiesc cuvântul lui Dumnezeu și atunci Duhul lui Dumnezeu este dispus să-mi dea puterea lui ca să trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu să am cine știe ce experiențe ezoterice, exotice și așa mai departe. A patra valoare care este prezentată în textul acesta este în versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Cu alte cuvinte, un duh de închinare, o atitudine de închinare. Niște oameni închinători au puține probleme în căsătorie. Am eu căsătorit de puțină vreme și de asta n-am vrut să vorbesc din experiența mea, că în prima parte a căsătoriei sunt foarte multe meciuri din astea de ping-pong. Și am preferat să vorbesc din Biblie. Dar ce am observat eu este că cel mai mare inamic în căsătorie este egoismul. Egoismul. Când vrei să facă cum vrei tu, chiar în chestiuni care sunt neimportante, chiar unele n-au niciun fel de importanță. Și amândoi se pun la masă acolo și joacă puteri în ping-pong care se vadă care e mai tare. Cine câștigă? Să face cum vrei tu sau cum vreau eu? Egoismul. Ei, te poți, permite-mi să folosesc cuvântul acesta, te poți exorciza de egoism printr-un duh de închinare, pentru că închinarea în esența ei înseamnă să dai glorie altuia, să fii preocupat de altcineva, să înțelegi că nu tu ești centrul universului, că nu tu ești centrul pământului, Dumnezeu este centrul universului. Închinarea este o formă de a nu te mai uita la tine însuți, o formă de a nu mai fi egoist. Oamenii care nu se închină sunt oameni care au probleme în căsătorie.
Oamenii care se închină au probleme mai mici în căsătorie. Și Dumnezeu să vă dea putere să vă închinați. Sau poate probleme sunt la fel de mari, numai nu vă dați seama. Când vă mai uitați la voi înșivă. A cincea valoare, cred, care e precizată în textul acesta, versetul 20, zice: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumirea. Multă luptă vine din nemulțumire. Nu-ți convine una, nu-ți convine alta, nu-ți convine iarăși una, iar nu-ți convine altceva, nu-ți convine o grămadă de lucruri. Dacă e cultivată mulțumirea, și din partea soției, ei va fi ușor să se supună, că e mulțumitoare, așa cum sunt lucrurile. Dacă e cultivată mulțumirea și din partea soțului, atunci și lui este ușor să iubească. Și ultima valoare este prezentată în textul acesta, supunerea. Dar vedeți, Biblia nu spune nevestelor fiți supuse. Mulți încep așa. Eu nu încep așa, că nu așa începe textul. Textul spune: supuneți-vă unii altora. Din punctul meu de vedere, există un sens, nu multe, un sens în care soțul trebuie să supune soției. În ce sens? În sensul în care soțul trebuie să fie preocupat de binele soției, de fericirea soției. El nu se căsătorește, Paul Lazu, eu așa îmi imaginez, că nu se căsătorește ca să se facă pe el fericit. Nu cred că nimeni s-ar căsători așa. Uite, stăm la masă înainte să ne căsătorim. Uite, eu vreau să fiu fericit toată viața mea. Și m-am gândit că tu ai fi cea mai potrivită ca să mă faci pe mine fericit. Ce zici, te bagi? O, da, sigur, toată viața am visat la bărbatul ăla care vină să-mi prezinte 200 de reguli care trebuie eu să le îndeplinesc ca el să fie fericit. Nu. Există sensul acesta în care bărbatul se supune soției, el să urmărească fericirea ei, bunăstarea ei, protecția ei, el să fie acela care să se îngrijească de ea. Ăsta e un sens în care el trebuie să se supună ei. Deci există o supunere reciprocă. Dacă ea vrea să-l facă pe el fericit, dacă el vrea să o facă pe ea fericit, gândiți-vă ce afacere bună au făcut amândoi. Dar dacă el vrea să se facă fericit și ea vrea ca el să o facă fericită, da, invers, nu iasă nimic de acolo. Și apoi spune: nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Aici sunt câteva lucruri pe care vreau să le precizez pe scurt. În primul rând, cui trebuie să se supună soția? Spune: supuneți-vă, ascultați, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri. Acum, eu sunt moldovean, mulți zic că sunt puțin mai îngust, așa, să mai calc cu ochelare, dar nu e nicio problemă. Biblia spune fiți supuse bărbaților voștri, nu spune fiți supuse patronilor voștri, nu spune fiți supuse nimănui altcuiva, fiți supuse bărbaților voștri. Și aici este dorința lui Dumnezeu de a crea femei un spațiu în care este protejată și este îngrijită. Un spațiu în care nimeni altcineva, și nici bărbatul, dar nimeni nu-și poate permite să vină să strige la nevastă ta, să o facă în fel și chip pe nevastă ta, să tragă toată ziua de nevastă ta și când vine acasă, vrei să ai o nevastă zâmbitoare, o nevastă fericită, o nevastă disponibilă, după ce toată ziua cineva a tras de ea. De aceea nevasta nu trebuie să fie sub supunerea nimănui decât sub supunerea bărbatului. Și nici bărbatul nu are voie în toată Sfânta Scriptură, acum în vreo carte din asta eretică e posibil să găsiți lucrul acesta, dar în toată Sfânta Scriptură nu găsiți că bărbatul are dreptul să delege autoritatea lui altuia și alt bărbat să-și exercite autoritatea asupra nevestei lui. Și lucrul acesta Dumnezeu îl face, repet, pentru a proteja femeia, pentru ca nimeni altcineva să nu poate să exercite autoritatea și să pretindă femei cine știu ce. Cui trebuie să se supună? Bărbaților. Cum trebuie să se supună? Aici e frumos, ia auziți. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și apoi nevestelor spune: fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Amin. Nici nu văd ce aș putea să explic aici. Ca Domnului, spune, te supui ca Domnului. Da, cu siguranță pot să existe discuții, cu siguranță există o colaborare, există comunicare, toate lucrurile astea sunt bune, sunt înțelepte, sunt duhovnicești, dar la sfârșitul zilei, soția trebuie să supună ca Domnului. Ăsta e felul în care Dumnezeu cere lucrul acesta. Și prezintă modelul mai jos, cum trebuie să supună. Vedeți, niciodată biserica nu stă în fața lui Hristos și întreabă pe Hristos: dar de ce să mă supun? Sau cum trebuie să mă supun? Ca lumea, cum trebuie să mă supun? Nu, noi luăm ca ceva normal, biserica trebuie să supună lui Hristos. Dar apoi ne prezintă aici al treilea aspect, de ce trebuie să se supună? Versetul 23 spune: căci bărbatul este capul nevestei. Bărbatul nu devine cap. Mai sunt bărbați care nu au personalitate sau mi se par nouă că sunt mai blegi așa, dar el tot e cap, el este cap pentru că Dumnezeu l-a făcut să fie cap. El este cap pentru că Dumnezeu l-a făcut să fie cap. Chiar dacă el uneori nu se comportă ca și un cap, el tot este cap, că Dumnezeu l-a făcut să fie cap. Și de ce spune Scriptura? De aceea nevasta trebuie să se supună soțului. Că Dumnezeu l-a pus în această funcție, în această poziție de autoritate.
Și este interesant că, spune Scriptura aici, precizează, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. De ce spune că El este mântuitorul trupului, El capul? Păi arată că acest cap, Domnul Iisus Hristos, este cap în sensul în care Hristos a jertfit pentru biserică, Hristos a mântuit biserica. Eu nu sunt cap, vin în casă când nu-mi convine ceva, spun, eu sunt capul. Nu ăsta e sensul în care Biblia spune că sunt cap. Biblia spune că eu sunt cap în sensul în care Hristos a fost cap. În ce sens a fost Hristos cap? A fost cap în sensul în care și-a iubit așa de mult biserica încât s-a jertfit pe sine însuși până la moarte și încă moarte de cruce. A suportat rușinea, a suportat disprețul pentru soția lui, pentru mireasa lui. În sensul ăsta este bărbatul cap. Și este foarte important de observat că nicăieri în Biblie porunca de a fi porunca supunerii pentru nevastă nu este dată bărbatului. Bărbaților, supuneți-vă nevestele. Nicăieri nu veți găsi în Biblie lucrul acesta. Porunca este adresată nevestei. Și este adresată nevestei să se supună unui bărbat care urmărește binele ei, care se sacrifică pentru ea și este gata să facă orice pentru ea, până la moarte. El mântuitorul trupului. Într-un sens, Paul este mântuitorul ei. Într-un sens, el trebuie să o scape pe ea, să o elibereze pe ea de orice stres, de orice îngrijorare, de orice lucru pe care ea nu l-ar putea suporta și pe care nu l-ar putea purta și ar face-o să ajungă într-un fel în care nici el și nici ea nu și-ar dori, dar mai mult el nu și-ar dori. Al patrulea aspect. Ca cine trebuie să supună nevasta? Ascultați ce spune. Și după cum biserica este supusă, versetul 24, după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Aici e foarte important. Dacă avem biserici pline de oameni răzvrătiți, așa vor fi și familiile. Pentru că Biblia spune, soția trebuie să uită cum se supune biserica asta lui Hristos. Păi biserica asta nu se supune lui Hristos. Face cum vrea toate lucrurile. Și atunci învață de acolo că ăsta e modelul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Ăsta e modelul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Apoi în final spune cât trebuie să supună nevasta. Și spune să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Nelimitat, necondiționat. Bineînțeles, veți observa, așa este și cu dragostea. Vreau să închei cu un lucru foarte important. Lucrul acesta nu este posibil. Supunerea nu este posibilă decât prin puterea Duhului Sfânt. Există, nu, așa e de la cădere, această dorință de a controla, care s-a născut în femeie, de a-l controla pe bărbat. Așa e. Dorința asta de a-l controla. Ea vrea să-l stăpânească. Ea nu simte că vrea să-l stăpânească. Ea simte că vrea să-l ajute, vrea să-l sprijinească. Mai multe ori sprijinul se transformă în altceva. Ei, când o femeie duhovnicească este preocupată de cuvântul lui Dumnezeu și este umplută cu Duhul Sfânt, atunci se poate supune. Dumnezeu să te ajute pe tine și pe toate surorile de aici. Pentru surorile nemăritate, măritați-vă, faceți prunci și fiți fericite. Amin.